Iubestanșesororor, doamnelor și domnilor, pentru studiul nostru biblic din această seară în Evanghelia după Ioan, vom citi din capitolul 11 al Evangheliei, de la versetul 1 la 28. Sigur că acoperim tot capitolul, dar pentru scopul nostru, Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 1 la 28. un oarecare Lazar din Betania, satul Marie și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era acea care a uns pe Domnul cu mir și a sters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești tu este bolnav. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este pentru moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor săi, Haideți să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau Iudei să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că nu are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, petenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. și au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre o dignă căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celor alți ucenici, haidem să mergem și noi și să murim cu el. Când a venit, Iisus a aflat că Lazar era de patru zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, ea a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria. Și a zis, a venit Învățătorul și te cheamă Amin. Ce text frumos, ce text dramatic, ce text profund. Istoria învierii lui Lazar rămâne o istorie nemuritoare pentru toate generațiile. în învierea lui lazăr, Iisus Hristos a demonstrat încă o dată dumnezeirea Lui. Cine poate să învieze un mort după patru zile care deja a intrat în putrefacție? Că de ce au spus, miroase greu. Dar pentru că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Isus Hristos a demonstrat că este Dumnezeu. El a biruit moartea și a venit și a confruntat moartea chiar la poarta ei, la mormânt. Și a demonstrat că are putere peste moarte și peste mormânt. Moartea ca fenomen. Al neascultării noastre de Dumnezeu în urma păcatului. Deci este un fenomen, o experiență, o cauză a neascultării. Este ultimul dușman care va fi înfruntat de Domnul Isus Hristos la doua lui Venire. Ce zi glorioasă va fi aceea când. Domnul Iisus Hristos va eradica moartea, va scoate moartea din cosmos. O glorie Domnului! Aștept să văd momentul acela. Aștept să văd ziua aceea. Când vom coborâ împreună cu El, după ce timp de șapte ani am sărbătorit nunta mielului în împărăția Tatălui, în camera de sus, iată că acum coborâm jos, și Domnul Iisus Hristos desfințează moartea. Cosmosul așteaptă lucrul acesta. Așteaptă animalele, dar așteptăm noi, oamenii. Vom fi înviați din morți, vom avea trupuri de glorie și vom putea împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos să rămânem pentru totdeauna în cer și pe pământ și oriunde în cosmos, oriunde va vrea Iisus Hristos, fiind mirele nostru, soțul bisericii de acolo încolo, noi îl vom însoți pretutindeni. Este o mare binecuvântare, este un har pe care, sigur, în condițiile acestea, de oameni care încă trăim pe pământ, este greu să le imaginăm și să le înțelegem. Minunea învierii lui Lazăr din morți, așa cum vă spuneam, cred că la început, este una din patru minuni pe care Dumnezeu le-a săvârșit, demonstrând prin Domnul Isus Hristos gravitatea istoriei Lumii. Sunt patru istorii. Nicodim, în care ni se vorbește de că toți avem nevoie de naștere din nou, apoi slăbănogul de 38 de ani, în care ni se spune că umblarea noastră nu poate fi corectată decât numai de Dumnezeu, faptele noastre. Este orbul din naștere, din capitolul 9, în care ni se spune că lumea este într-un întuneric total și acum este învierea lui Lazar, a patra istorie, este o, o istorie în miniatură a condiției omului. Omul este mort în într-o neputință totală. Dacă nu intervine Dumnezeu din afară, nimeni nu-L poate ajuta. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că El a intervenit prin Domnul nostru Iisus Hristos, El a venit la noi și făcându-se păcat în locul nostru și murind în locul nostru, a biruit moartea, l-a biruit pe diavolul, a îndepărtat judecata lui Dumnezeu asupra păcatului și pentru cei ce vor crede în el, le va da viață eternă, așa cum a intenționat el ca domn, ca Domn, ca omul să trăiască etern în prezența lui Dumnezeu. Textul acesta pe mine m-a frământat mult, m-a cercetat mult, dacă vreți așa, și pentru dumneavoastră care sunteți membri în Biserica Emanuel, iar pentru cei ce ne ascultă pe internet, vă invit, căutați studiul acesta pentru că am ținut un studiu de șase mesaje speciale din Ioan 11 pe care l-am intitulat Iubiți de el și totuși bolnavi. Pentru că așa spune în versetul 3. Surorile au trimis la Isus să-i spună Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Iubiți de el și totuși bolnavi. Dar sigur, Dumnezeu nu face nimic fără scop, ci toate le face cu scop. Cu scop să ne învețe, ca să ne apropiem de Domnul cu credință și viața care o avem pe pământ să o trăim cu credință, după cuvântul lui Dumnezeu și nu după imaginația noastră în afara Scripturilor și în afara lui Dumnezeu. Haideți, deci, împreună în această seară, aici la Emanuel, să urmărim acest capitol 11 într-un mesaj pe care l-am intitulat Iisus Hristos, Domnul Vieții. Iisus Hristos, Domnul Vieții. Ne vom uita la două aspecte esențiale, acoperind tot capitolul, și primul aspect la care ne uităm este o înviere minunată. Sunt primele 46 de versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Și când ne uităm la acest aspect al învierii lui Lazar, ne vom uita la trei dimensiuni speciale. Istoria premergătoare morții lui Lazar, Lazar, Maria și Marta din Betania. Erau prieteni cu omul și Domnul Iisus Hristos. A fost un mare lucru acesta. Să fii prieten cu Dumnezeu. Să fii prieten cu Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, mi asta aici pe pământ Oamenii spun, a, îl cunosc pe, zicem, fratele acesta, noi suntem prieteni. Când vine în zona noastră, la noi vine, pe noi ne caută. Și te mândrești că ești prieten cu un om influent, cu un om de seamă, cu un om cu nume. Dar să fii prieten cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, să-ți caute casa, și să găsească plăcere să mănânce în casa ta, să se simtă bine în casa ta. Este ceva deosebit. Și Isus o face și astăzi. Chiar dacă nu vedem persoana Lui fiind în trup spiritual glorificat, este la fel de real ca și în vremea când l-a înviat pe Lazar din morți. Dar vine în casa ta și vine în casa mea prin oaspeți, prin musafiri, la care nu te gândești. Credeți asta că degeaba spune autorul epistolei către evrei în capitolul 13 să nu renunțați la primirea de oaspeți, să nu dați uitării primirea de oaspeți prin care mulți au găzduit pe cine? Chiar pe îngeri. Eu cred că Isus a fost în casele noastre. Mi-aduc aminte, de exemplu, într-o zi, când eram încă în Cluj, eram în vacanță, de vară, cred că, și locuiam într-un apartament la etajul 4, ultimul etaj la blocul acesta din oraș, în Cluj, acolo în cartier, în Gheorgheni, și a sunat cineva la ușa noastră. Am deschis, era un bătrân adunat, sărăcăcios, se vedea murdar așa, nespălat, amărât și necășit. Am miră că noi nu aveam lift la bloc. Cum ajunse la etajul 4? Și l-am întrebat, dar cum ați ajuns aici? I-am venit așa mai greu, domnule, și îți tare flămând. De-am sunat la ușa dumii L-am chemat înăuntru, i-am pregătit masa, soția i-a făcut de mâncare, Am mâncat, ne-a mulțumit așa de frumos, și apoi, după ce a mâncat, a zis, eu mă grăbesc, eu trebuie să plec. Și că dar ce vă grăbiți? Păi eu trebuie să plec, a zis el. I-am deschis ușa, a ieșit și vă spun cu frică de Domnul. Doar atât am zis către soție, dragă. Dar dacă bătrânul ăsta a fost un înger al Domnului, cum a ajuns ăsta tocmai la etajul 4? Eu deschid ușa și-l întreb. Atât am vorbit cu soția. Am deschis ușa și nu mai era. M-am dus cu repeziciune să-l caut. Nu mai era. Sunt sigur că Domnul ne-a încercat în sărăcia noastră și în neputințele noastre de atunci. Eram student la. București la seminar și în masoția lucra când putea, așa fiind cu sarcinile și cu toate neputințele care vin în împrejurări de felul acesta. Eu sunt sigur că Domnul ne-a încercat printr-un înger al lui să vadă dacă îl ascultăm. Domnul Iisus Hristos ne vizitează și astăzi. El vine în casele noastre. Dar să nu-l așteptăm cu pompă. Pentru că nu o să vină cu pompă. O să vină cu o nevoie. O să vină cu o neputință. O să vină cu un lucru la care nu te aștepți. Sau nu mă aștept. Dar el vine. Amin? Vine. Mai trebuie să avem inima deschisă. În istoria noastră spune că după ce Isus a primit vestea aceasta, că pretinul lui este bolnav, și din nou vă aduc aminte, am ținut șase lecții din acest capitol, iubiți de el și totuși bolnavi. Prietenii lui Marta și Maria au venit și au spus, iată că cel, acela pe care îl iubești tu este bolnav. Isus Hristos nu s-a grăbit să meargă să-și viziteze prietenul. Prin aceasta a demonstrat trei lucruri, deci în trei considerații. Primul. Prima considerație este logica lui Isus. De ce nu s-a dus Isus la prietenul lui? De ce nu vine Isus la tine și nu îți mai răspunde de când te rogi sau la mine? De ce a trebuit ca cineva din casa ta să plece, să moară și tu să fii singur? De ce? Hai să ne uităm la primul lucru, la logica lui Isus, versetele 7 la 15. Primul lucru pe care Isus Hristos l-a demonstrat a fost conducerea Lui. Versetul 4. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și am spus, Iisus a demonstrat abilitățile lui de conducere. Cum de conducere când Lazar a murit? Și el spune că boala aceasta nu este spre moarte. răspunsul este acesta. Ca unul care știe toate lucrurile, Iisus Hristos nu se lasă intimidat în fața unei crize pe care noi o avem. Deci ăsta este răspunsul. Că dacă s-ar lăsa și Iisus Hristos intimidat în fața crizilor pe care le avem ca oameni, atunci nu ne-ar fi de niciun folos. Dacă Iisus ne-ar spune să vedem ce putem face, ar fi mare dezastru pentru noi, dezastru spiritual. El știe toate lucrurile. El cunoaște toate lucrurile. Criza ta și criza mea nu le iau prin surprindere și nu îl intimidează. Pentru că nici moartea, nici boala, nici sentința rostită împotriva noastră de oameni, de doctori, de cei mari, nu împiedică pe Isus Hristos să-și facă planul lui de binecuvântare. Deci, conducerea Lui se bazează pe faptul că El este stăpân pe orice situație. Apoi, nu numai conducerea Lui este scosă în evidență, este scoasă în evidență a tot cunoașterea Lui. Tot versetul 4. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava Lui Dumnezeu, pentru ca Fiul, omul, fiul Lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ce bine este că avem un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile. Poate că nu ne place să știm aceasta când ne gândim la viața noastră, că avem atâtea ascunzișuri și n-am vrea ca Dumnezeu să le știe. Din nefericire, pentru noi, Dumnezeu le știe și pe acelea. Dar dacă vreți să le uite, prin pocăință Dumnezeu le uită. Pocăiește-te de faptele tale, renunță la ele și Dumnezeu spune, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Glorie Domnului. Acesta este Dumnezeu. În atot cunoașterea lui el nu ne intimidează, ci în atot cunoașterea lui el ne încurajează să venim la el așa cum suntem și să venim la el cu pocăință. Apoi este curajul său. În logica lui Isus, care a zis încă nu mergem, dar după aceea a zis: "Hai să mergem." Uitați-vă la versetul 7 și 15. Și în urma zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeia. Versetul 15. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. După ce le-a spus pe față, Lazar a murit. <gură> Însă vorbești cu așa dezinvoltură, ca și că nu s-a întâmplat nimic. A murit Lazar, dar mergem la el și îl sculăm din nou. Nu poate spune nimeni lucrul acesta decât Isus Hristos, decât Dumnezeu. Și observați că efectul cuvintelor Lui, a conducerii Lui, a tot cunoașterii Lui, efectul curajului Lui s-a văzut imediat. Pentru că Toma, în versetul 16, este acela dintre apostoli. Atunci Toma zis, geamă, a zis, celorlalți ucenici, haideți să mergem și să murim cu El. Deci, Tom a prins curaj. N-a prins curajul cel mai bun, adică n-a avut uh, viziunea cea mai bună despre umblarea cu Iisus, dar a prins curaj și a zis, ok, și dacă murim, nicio problemă, mergem acolo, că murim cu El, cu Isus Hristos. Efectul pildei lui Isus a încurajat măcar pe unul. Poate că efectul pildei tale în încercare, în necaz, în criză, în strâmtorare, vorbește măcar une dintre cei ce sunt pe lângă tine și se uită la tine, pentru că să știți că oamenii ne cercetează îndeaproape. E chiar dacă gândim, nimeni nu ne bagă în seamă. Oamenii se uită la noi. Am primit scrisori și texte și e de la oameni la care nu m-am gândit niciodată că se uită la mine. Și mi-au spus, v-am urmărit în situația cu tare, am văzut ce ați făcut, am văzut cum v-ați comportat, am văzut ce ați vorbit, am văzut familia și acum mă bucur că Dumnezeu mi-a vorbit prin aceasta. Mare lucru. Să nu fim o pricină de descurajare pentru cineva. Deci, Logica lui Isus a fost să-și arate conducerea, atât cunoașterea și curajul. Apoi, putem să ne uităm la al doilea lucru, este durerea lui Isus. Versetele 17 la 37. Isus nu este insensibil la durerile noastre. Tot ce ne dore pe noi, el doare și pe El. Tot ce te doare pe tine, el doare și pe Isus Hristos. Tot ce mă doare pe mine, îl doare și pe Iisus Hristos. Pentru că El simte cu noi. El este lângă noi de fiecare dată și în fiecare clipă ca să ne ajute. Vor fi și oameni care vor veni să ne ajute, așa cum au fost și pe lângă Maria și Lazar. Mulți din iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Versetul 19. Mulți. dar dincolo de mângâierea oamenilor, în necazurile noastre, ceea ce stă în picioare și ne pune pe noi din nou în picioare, este mângâierea pe care o dă Iisus Hristos. Este puterea Lui. Când Iisus s-a întâlnit cu familia lui Lazar, cu Marta și Maria, întâi, înainte să-și arate durerea, i-a lăsat să vorbească pentru că a vrut să-i audă, să vadă cum îi doare, să vadă ce simt, ce gândesc pe Marta și pe Maria. Primul lucru pe care l-a văzut Iisus Hristos în Marta, pentru că Marta a fost prima care a venit să vorbească cu el, ca de obicei, a fost credința ei fermă în Iisus. uitați vă la versetele 21-22. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Da, auziți. Dar și acum, după patru zile, știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Sigur că aceste cuvinte l-au mișcat pe Iisus Hristos. Pentru că la scurt timp, nu uitați, suntem într-o într, -o, într -o situație foarte delicată, într-un moment foarte delicat la moartea lui Lazar. La foarte, foarte scurt timp după moartea lui Lazar, Iisus a murit și Iisus Hristos se uita la moartea lui de aici încolo. A văzut cum o doare pe Marta, pe Maria. A fost mișcat de cunoașterea scripturilor pe care Marta o avea, versetele 23 la 24. Iisus i-a zis, fratele tău va învia, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Și apoi Iisus a fost mișcat de faptul că Maria a avut o inimă largă, care să accepte să învețe mai mult decât a știut până acum. Uitați-vă la versetele 25 la 27. Isus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Nici Maria n-a fost mai prejos pentru că și ea i-a arătat aceeași credință. Și de aceea. Iisus Hristos a demonstrat uh, o simțire sufetească și emotivă deosebită, a plâns cu ei. Și de fapt acesta este adevărul, frașeilor doamnelor și domnilor. Dacă noi ne-am păstrat credința în Domnul Iisus Hristos ca și Marta și Maria, în ciuda crizelor prin care trecem. Isus Hristos va veni în problemele noastre, se va ocupa de ele, va plânge cu noi, dar nu mai va plânge, va lua problema noastră în mâna Lui. Asta este marele har pe care alții nu-L au. Credința îl aduce pe Isus Hristos în lipsurile noastre, în crizele noastre. Și credința dă voie lui Isus Hristos să se ocupe de problemele noastre, să se ocupe de necazurile noastre și să le rezolve. Și apoi este al treilea lucru pe care îl vedem în această lucrare a lui Isus Hristos, este Dumnezeirea Lui. faptul că Isus are curajul să confrunte moartea chiar la ea acasă, în fața mormântului. Nimeni n-a putut face lucrul acesta până la el și nici de atunci încoace, numai dacă el a dat o autoritate specială apostolilor, păstorilor, credincioșilor de-a lungul a 2000 de ani și astăzi au avut loc și sunt învieri din morți, ele sunt făcute în baza unui decret special pe care Dumnezeu îl are și pe care îl comunică slujitorilor Lui. Prin aceasta se demonstrează Dumnezeirea Lui. Autoritatea Lui se vede ca Dumnezeu în porunca pe care o dă oamenilor. Versetul 39. Dați piatra la o parte. Domnul nu face ce putem noi să facem. Noi putem să mișcăm pietrele, dar noi nu putem învia din morți. De ceea ce putem noi face, trebuie să facem noi. Apoi, Iisus Hristos își arată Dumnezeirea prin faptul că nu dă înapoi, nu cedează în fața lipsei de rațiune umană. Doamne, cum să vorbești cu el că e mor de patru zile și miroase? Asta este rațiunea umană, dar nu divină. Pentru că cel ce are puterea vieții și a morții în mână, este el, glorie lui. Deci el nu îl intimidează de când este mort mortul. Asta nu este problema la Iisus Hristos. Apoi autoritatea lui se vede în faptul că el mediază pentru o înviere în numele Tatălui, se roagă Tatălui. Așa ne învață și pe noi. Citeam o întâmplare că pe timpul comunismului din Europa, și probabil că s-a întâmplat în Rusia, la o ședință din aceasta de îndoctrinare a maselor. Mi-aduc aminte cât eram copil, că mereu i-a adunat pe oameni la școală sau la căminul cultural și le făcea filme cu Gagarin cum a zburat în cosmos, cum Dumnezeu este neputincios și îi învăța pe oameni să nu mai creadă în Dumnezeu și să creadă în partid și în Lenin și în Stalin și în toate lucrurile. Mi-aduc aminte, copil fiind, pentru că îmi plăcea să mă duc să văd ce se întâmplă acolo și să iau ce vorbesc. O ședință probabil de felul acesta a avut loc, Undeva în Rusia, și un uh, savant trimis acolo care să-i îndoctrineze pe oameni că nu este Dumnezeu, a zis: uh, Noi ne putem face raiul pe pământ, nu este rai în cer, cum spun creștinii și cum spune Biblia. De exemplu, este ridicol, a spus el, cum în uh, Evanghelia lui Ioan se spune că cel care bună oară, este Mântuitorul Iisus a vorbit în fața mormântului lui Lazar și a zis Lazar, ieși afară. Eu nu știu ce a vorbit el în felul acesta. La care un bătrân care era acolo, foarte credincios, a zis Păi îți răspund eu la întrebarea aceasta. Iisus a trebuit să spună Lazare, ieși afară că el nu zicea Lazare, ieșau toți morții. <laughs> Pentru că el are autoritate peste toată moartea. Și a trebuit să spună Lazare ca să înțeleagă că numai Lazar trebuie să iasă în momentul acel. Dar o să iasă și toți morții. Nu-ți face dumneata probleme, domnișorule. <laughs> nu știu ce s-o fi întâmplat cu bătrânul, dar <laughs> adevărul este acesta. Domnul Iisus Hristos are Putere. Are putere. Al doilea lucru pe care îl învățăm din capitolul acesta. O reacție neașteptată. Care a fost reacția celor care au fost la acest eveniment? O reacție dublă. Zice versetul 45. Mulți din iudei au crezut în El. Mulți, înseamnă că nu toți. Este trist că minunile nu-i conving pe toți oamenii să creadă în Hristos. Și a doua reacție a fost aceasta. Păi stai că ăsta devine prea popular, versetul 46. Alții au plânuit deja moartea lui. marele preot, Caiafa, era în poziția aceea de mare preot din anul 18 după Hristos. A fost pus în conducerea aceasta, nu era neapărat din neamul leviților. Pe timpul acela, marele preot cumpăra dreptul acesta. Cine avea bani mai mulți, el era mare preot. La roman le convenea. A comparat poziția aceasta Caiafa de la guvernatorul roman Valerius Gratus, ginerele fostului mare preot Ana, care a slujit între anii 6 după Hristos până în 15 după Hristos. Caiafa a rămas mare preot până în anul 36 după Hristos. Și faptul că El vorbește. Lucrul acesta trebuie să ne spună urmă următoarele. El a vorbit în aroganța lui, versetul 49, partea finală. Voi nu știți nimic. Deci, unul din ei, Caiafa, voi nu știți nimic. Asta era atitudinea lui. Ce știți voi? Doi, el a vorbit politic, așa cum se vorbește și astăzi, că totul se politizează. Versetul 50. Oare nu vă gândiți că este în folosul nostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Și când a vorbit în felul acesta. Totuși, a avut o atingere din partea Duhului Sfânt. Pentru că un om trebuia să moară pentru tot neamul, pentru tot norodul. Termenul folosit aici este nu neam, norod. Norod înseamnă populația pământului. A trebuit un om să moară pentru noi toți. Și sigur, omul acesta este Isus Hristos. Glorie lui! Glorie lui! A putut Caiafa să vorbească inspirat de Duhul Sfânt? Da, era mare preot și era sub jurisdicția puterii lui Dumnezeu, chiar dacă era într-o poziție cumpărată, nu meritată, nu după sfințenia lui. Dumnezeu a făcut anumite excepții în istorie, însă nimeni să nu se rezeme pe aceste excepții și să creadă că Dumnezeu vorbește și prin el sau și prin ea. Cum spunea un, îmi cer scuze că vă spun această întâmplare, spunea un neamț. Dacă Domnul nu are prin cine să vorbească, vorbește printr-un măgar. Dar asta nu înseamnă că toți măgarii sunt proroci. Nu înseamnă asta. Asta este adevărul. În cazul de față, Dumnezeu a vorbit prin Caiafa. De ce? Așa a vrut Dumnezeu. El are putere să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. A vorbit prin Nebuca din țar, despre istoria lumii, o istorie clară, care se desfășoară exact după cum a visat-o el și a spus-o el. A vorbit prin faraon, dar asta nu semnează că Domnul va face întotdeauna lucrul acesta. Nu. Dumnezeu vorbește prin Sfinții Lui proroci, profeți. Caiafa este deci una din aceste excepții și se vede că este o excepție și prin actitudinea pe care o are, pentru că și-a dat votul în condamnarea la moarte a Domnului Isus Hristos. Un om care crede că prorocește și hotărăște ca să te omoare să nu creadă că este omul lui Dumnezeu. Și faptul pentru că a spus Caiafa lucrul acesta, să nu creadă că asta îl va mântui și că a rămas omul lui Dumnezeu. Nu. Nu. Nu avem documente că acest mare preot Caiafa s-a pocăit, nici Ana, socul său. De aceea nu putem să fim dogmatici cu privire la mântuirea tuturor preoților, tuturor păstorilor, tuturor prorocilor. Nu! Dacă nu-ți păstrezi mântuirea până la capăt, așa cum spune autorul epistolei către evrei, în evrei 3 cu 12, dacă vreți, frate, Dan, să puneți pe ecran, acesta este marele, marele adevăr. Apostolul Pavel va spune în Roman 8, că nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos, dar vorbește tot de lucruri din afară, îngeri, foame, de persecuție, toate sunt afară. Însă ne în vrei cu 3 cu 12 ne prezintă o nouă problemă pe care o avem și care sună în felul următor. Lua seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu. Observați că problema de data aceasta nu e din afară, este din lăuntru. O inimă rea și necredincioasă. De aceea, dacă cineva vrea să-și piardă vremea dezbătând mereu că odată mântuit, totdeauna mântuit, uite-te la ce scrie cuvântul Domnului. Poate că din afară nimeni nu te poate despărți de dragostea lui Hristos. Dar din lăuntru, inima ta, pofta ta, dorințele tale nestăpânite, gândirea ta, plăcerile tale, o inimă rea și necădincioasă. Aceste pot să te despartă de Dumnezeul cel viu. Învață cuvântul și trăiește în sfințenie. Cum va spune Apostolul Pavel către Timotei, să păstrați o minte și un cuget, o inimă și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Este 2 Timotei 1 cu 19, cred că. Dacă îl puneți și pe acesta, frate Dan, dacă am greșit 2 Timotei 1 cu 19, atunci ai 1 Timotei 1 cu 19. Uh, nu mergem pe bâșbâite, numai din o anumită vreme mai uităm anumite uh, versete, că așa se întâmplă cu, cu bătrâneța, cu înaintarea în vârstă, dacă vreți să folosesc o expresie mai clară. Iar, vă îndemn, să păstrați o inimă și un cuget curat, spune acolo. Să vedem uh, exact care este textul, să-l citim și să-l punem la inimă, pentru că aceasta este important. Nu faptul că și să păstrez credința și un cuget curat, 1 Timotei 1 cu 19, pe care unii l-au pierdut și au căzut din, din credință. Nu veni și îmi spune că ăștia n-au fost mântuiți niciodată, pentru că nu poate să cadă din credință dacă n-a fost în credință. Dar nu să spui că au căzut de pe lună când n-a fost pe lună niciodată. Dacă a căzut din credință, a fost în credință. Caiafa a fost sub umbra Duhului Sfânt într-o perspectivă specială rânduită de Domnul și aceasta nu însemnează că toți care vor avea o descoperire de la Dumnezeu ca și el și ca și Nebucanețar și ca și Cirus și ca și Faraon înseamnă că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu. Nu. În concluzie, Domnul nostru a făcut minuni mari și face și astăzi. El nu oboșește să facă minuni. Însă trebuie să vedem un lucru. Minunile sunt frumoase, sunt spectaculoase, atrag mulți oameni, dar minunile nu conving pe toți oamenii de Dumnezeirea Domnului Isus. După ce l-am înviat pe Lazar s-au mâniat și au planificat să-l omoare. Contemporan. Așa sunt și astăzi. A fost o coincidență. Imediat găsesc o explicație. Nu. Ceea ce mântuie este cuvântul Domnului și puterea Duhului Sfânt. Cuvântul și cu Duhul Sfânt naște credință în noi. Și dacă această credință o ducem până la capăt, cu frică și cu tremur, cum spune Scriptura, atunci vom fi mântuiți și eu mă rog Domnului să avem o credință curată, să stăm în cuvântul lui Dumnezeu și să putem până la capă să spunem am păstrat credința și un cuget curat. Amin!